Salutare domnilor și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Astăzi m-am decis la cererea voastră și la inițiativa mea să fac top 5 exerciții pentru piept pe care le consider eu cele mai eficiente. Astăzi este vineri, este o zi foarte, foarte friguroasă, sunt 5 grade Celsius, diseară cu siguranță o să fie cu minus. Așteptăm și puțină zăpadă pentru că deja este decembrie. Noi ne-am trezit, ne-am făcut treaba, am mâncat și acum mergem direct la antrenament. Nu vreau să mai pierd timpul, mergem direct la sală și revin cu primele exerciții pentru piept. Power! Dulcica, dar nu te arăți și tu? Salut, ești tu, Ami Dulcica. Tu ce lucrezi? Eu sunt cam somnoroasă, eu am brații. A, ciocanii, nu? Am făcut cu biceps, trebuie să mai facem cu triceps, tot 5 exerciții. Da. Bine, domnilor, revenim direct de la Metalmorphos Power! Ok, domnilor, am început antrenamentul și vom începe cu primul exercițiu din top 5 exerciții pentru piept. Primul exercițiu pe care vă recomand și ceea ce vă recomand eu la antrenamentul de piept este să începeți cu un exercițiu de izolare, să nu începeți niciodată cu un exercițiu compus care solicită mai multe articulații. Iar eu personal aleg să încep mereu cu, aproape mereu, cu fluturări la scripete. Este un exercițiu care mă ajută foarte mult să fac și conexiunea cu pieptul, mă ajută să-mi încălzesc și articulațiile, mă ajută și mă pregătește pentru serile viitoare. Aici avem contracție atât pe zona concentrică cât și pe zona excentrică și, după cum v-am zis, ne pregătește pentru exercițiul următor, care cu siguranță va fi unul compus. Încă un sfat la acest exercițiu: mereu când ne fixăm pe poziție, tragem umerii puțin în spate, pieptul să rămână în față, coatele flexate pe tot parcursul mișcării și, după cum aici, să avem contracție pe ambele faze ale mișcării. Facem o fracțiune de secundă pauză pe partea de jos, o fracțiune de secundă pauză pe partea de sus, pentru a simți mai bine contracția. Sunt la primul set de lucru, voi face între 10 și 12 repetări, te dăm drum. Foarte interesant că și aceste mânere, pentru că ne permit să împingem foarte bine în piept. Dar dacă nu aveți astfel de accesorii, puteți să folosiți mânerul clasic, este bun și acesta. Și după cum vedeți, ca și accesoriu, în zona de piept îmi protejez încheieturile cu aceste benzi elastice, cu Sky, foarte bune, vă țin încheietura dreaptă și vă ajută să nu vă accidentați. Le găsiți pe Vitabolic. Ok, domnilor, următorul exercițiu, după cum v-am zis, un exercițiu compus, un exercițiu de împins. Voi face împins cu ganterele pe plan înclinat. Acest exercițiu puteți să-l faceți și pe plan orizontal. Pe declinat eu nu lucrez așa, că nici nu pot să vă recomand. Ce pot să vă recomand este să aveți grijă la mișcare. Aici cotul nu trebuie să meargă niciodată în spate. Cotul trebuie să meargă în față, pentru că riscăm să punem prea multă presiune pe articulația umărului. Inspirăm, expirăm la fiecare mișcare. Eu la împins cu gantele folosesc și o centură, pentru că ridic greutățile, le pun la loc și mai arcuiesc spatele, așa îl simt mai în siguranță și mă ajută să păstrez și abdomenul încordat. Sunt la prima serie de lucru, cu 50 kg, o să fac 8 repetări, că vreau să văd dacă pot să mai cresc. Power! Ce vreau să vă zic, exercițiile astea compuse pe care vi le arăt de împins, următoarele 3, nu trebuie neapărat să le faceți în ordinea asta, dar puteți să încercați așa, pentru că este foarte ok. Deja mă anunț dacă m-am încheiat exercițiul. Păi ai stat cu surta. Hai, chidă ore. Yeah.
Ok, domnilor, următorul exercițiu pe care nu aveam cum să nu-l integrez în acest top va fi împins cu bara la presa Smith pe înclinat. Din punctul meu de vedere, un exercițiu care ne ajută foarte mult la dezvoltarea pieptului, un exercițiu care ne permite o foarte bună contracție a pectoralului mare, dar a întregului mușchi, a întregului pectoral. Vă recomand să faceți și exerciții la liber și la presa Smith, dar personal eu simt o mult mai bună contracție atunci când lucrez la culisanta, la presa Smith, pentru că vă dați seama, nu mai intră mușchii de echilibru și ne putem concentra mai mult pe execuție. Sunt la o serie premergătoare, o să vă arăt imediat și presa Smith și exercițiul, deci chiar vă recomand să introduceți acest exercițiu în rutina voastră, pentru că cu siguranță o să vă ajute. Ok, domnilor, aceasta este cadrul Smith, banca am orientat-o pentru înclinat. Cred că are undeva cam 10 kg acest cadru Smith, nu este la fel de greu ca bara olimpică, dar v-am zis, deoarece nu mai intră mușchii stabilizatori și de echilibru, putem să facem o mai bună contracție cu pieptul, însă vă recomand, nu știu, să faceți un ciclu de antrenament de câteva luni la Smith, după aia să mai faceți și la bara liberă, pentru că contează. Ce vă recomand ca un sfat, să faceți puțină pauză jos, o fracțiune de secundă. Poate părea mai greu la început, dar o să vedeți că aveți o contracție mult mai bună cu pieptul când aduceți bara pe piept și faceți un rest, un repaus de o fracțiune de secundă și după aia pingeți cu forță. Power. Ok, domnilor, următorul exercițiu pe care vă recomand este un exercițiu care să pună accent pe partea mediană și superioară a pieptului. Eu vă recomand să faceți o presă, indiferent de presa pe care o aveți în sală, o presă înclinată sau pentru orizontal, ca să stimulați mai multe fibre musculare, atât de partea orizontală cât și pe partea superioară, orizontală, partea mediană a pieptului. Mă scuzați, sunt un pic obosit de la acest antrenament. Eu am ales să fac o presă, am două tipuri de presă aici la sală, o să vă arăt imediat presa la care lucrez, dar după cum v-am spus, este important să faceți acea retracție scapulară, să trageți puțin numeri în spate, să aveți mereu fundul lipit de bancă și cu spatele lipit și coatele să nu meargă niciodată la nivelul umărului, odată cu umăr să meargă mai jos. Uitați și dulcica dacă vă era dor de ea, arată un pic ciocanele. Nu-i lumina bună. Hai că o găsim, hai vină acasă, căutăm o lumină. Ia, aici, ia. Da, încă nu m-am apucat, stai da. Așa. Nu m-am apucat de biceps. Nu vă uitați pe pieptul ăsta. Da, ți-au eu da, lumina. Da, nu, păi vezi. Ia. Sau aici? Stai așa. Dar primează-mă tu, da. Da. Ia un prim plan. Da. Deci să pompa ciocanele, nu? Da. Bun. Curcan, bun. Haideți. Asta este presa la care voi lucra azi. O putem seta și de aici, să lăsăm mai pe spate sau mai dreaptă. Am ales să fac ea aproape dreaptă. Nici dreaptă la maxim, pentru că ar pune presiune prea mare pe umeri. Vrei să filmăm acest exercițiu? Exercițiu. Le merg un pic înapoi, tragem umerii pe spate, privirea în față. Aici avem contracție mai mare în partea de jos a mișcării, deci facem o mică pauză aici. Împingem energic, fără pauză, sus. Ah.
Ok, domnilor, am ajuns și la ultimul exercițiu de astăzi. După cum bine știți, am început cu un exercițiu de izolare și vom termina cu un exercițiu de izolare. Iar personal, mie îmi place cel mai mult pec deck-ul, fluturări la pec deck. Cu siguranță trebuie să aveți un aparat din acesta în sală, nu neapărat de la firma asta, ăsta este de la Cybex, dar cu siguranță trebuie să aveți un pec deck unde să faceți fluturări, chiar vă recomand. Dar dacă nu aveți, puteți să încheiați antrenamentul cu fluturări cu ganterele. Eu prefer să las banca undeva la 35 de grade, acolo mă simt cel mai confortabil și simt cel mai bine pieptul. Sunt la prima serie de lucru, aici la fel, pieptul în față, spatele lipit, cambrăm puțin spatele, picioarele bine ancorate în sol, cotul flexat pe tot parcursul mișcării și o fracțiune de secundă pauză pe faza concentrică și pe faza excentrică, adică și pe partea de jos și pe partea de sus. Power! Deci panara mi-e tu ți-ai vopsit, barba azi? Da. Nu se vede, de pe telefon mi-a dat asta. Serios? Se vede că nu o vopsesc altfel. Ok, domnilor, am ajuns acasă, am dormit puțin, am mâncat și cam ăsta a fost antrenamentul de astăzi, cam astea au fost exercițiile care eu le consider unele dintre cele mai bune la piept. Cu siguranță mai sunt și altele, dar am făcut doar un top 5, poate voi face și un top 7 sau top 10 sau nu știu, cele mai stupide exerciții, o să mai fac o dată și o chestie de asta. Vă mulțumim mult pentru tot suportul vostru. Dacă vă place ceea ce facem, nu uitați de butonul de share, like și subscribe. Nu uitați să mâncați sănătos, să vă antrenați, să faceți ceea ce iubiți și să gândiți pozitiv. Power și să vă spună și drăguții ca power. Power. Na, cu voce mai suavă.